Bună ziua, sunt Cristian Hagi, bine v-am regăsit. Discutăm astăzi despre proiectele Constanței. Nu facem o introducere prea lungă. Alături de mine viceprimarul cu atribuții de primar al municipiului Constanța, domnul Decebal Făgădău. Mulțumim că sunteți alături de noi. Bună seara, mulțumesc pentru invitație și aștept să intrăm în subiect ca de obicei. Bun, intrăm în subiect ca de obicei. Aveți un număr de telefon, domnilor și domnilor. Sunați, vă rog, dacă aveți o întrebare pentru domnul Decebal Făgădău. Vom intra în direct în partea a doua emisiunii, nu în prima parte. Dacă aveți o întrebare, o lăsați colegilor mei din regie, vă rog. Prima întrebare. Cazinoul era o promisiune de acum câteva luni de zile. Înțeleg că lucrurile s-au mișcat în această privință. În ce stadiu suntem, domnule Făgădău? Nu doar cazinoul, ci întregul centru al Constanței face parte dintr-un proiect amplu. Un proiect care are nevoie de răbdare, de perseverență, de identificare de soluții, de muncă și așa mai departe. Este un proiect care a început în anul 2009 pe hârtie, care a început să fie transpus în realitate în 20 octombrie 2012, când am început lucrările la faleza cazinoului, dar nu am abandonat niciun imobil din peninsulă, nu am abandonat niciun centimetru pătrat din peninsulă și, în general, cam nimic din ceea ce se întâmplă în oraș nu este lăsat la întâmplare. Doar că trebuie să înțelegem, ca și constanțeni în primul rând, că nu dispunem de toate resursele necesare pentru a face lucrurile să se întâmple concomitent sau cât de repede ne-am dorit noi. Doi, că în momentul de față nici nu cred că este bine să facem lucrurile grăbindu-ne, cu sufletul la gură. Pentru că, după cum s-a văzut, nu fugim nicăieri. Centrul istoric a avut parte de o atenție deosebită și, evident, nu cred că și imagina cineva că putem să realizăm reabilitarea centrului istoric excluzând cazinoul. Pentru cazinou, în schimb, vă spun că a fost o poveste politică care a stricat parcursul cazinoului, pentru că ori de câte ori se irita acest subiect al cazinoului, se căutau soluții inovative. Lumea, știți ce vede? Că administrația locală s-a împiedicat în acest subiect, s-au propus multe soluții, până acum nu s-a ajuns la niciun rezultat. Din momentul în care am văzut că exista un blocaj în a lua o decizie legată de cazino, am identificat mai multe posibile soluții, le-am analizat, le-am dat câte o greutate fiecăruia. Problema cea mai mare a fost cea de liniște, să spun. Și în momentul în care am avut parte de acea liniște și de un moment propice din punct de vedere al unei negocieri, cazinoul a fost inclus pe lista de obiective de investiții al Companiei Naționale de Investiții. Așa este și corect, pentru că dacă am apelat la fonduri europene, nici măcar nu știm de la început câte fonduri ar fi trebuit să alocăm. Doi, dacă am fi alocat fonduri europene, am fi fost fixați în niște destinații ulterioare. Trei, această finanțare europeană ar fi scos o componentă locală, o componentă de suflet din joc. Cazinoul, în momentul de față, este în următoarea situație. Este transferat către Compania Națională de Investiții. În luna februarie au fost aprobați indicatorii tehnico-economici. Pe data de 8 mai a fost lansată licitația pentru proiectare, execuție și asistență tehnică pe parcursul restaurării cazinoului. Cu voia lui Dumnezeu, cred că undeva în toamnă se va încheia această licitație. Pe 23 iunie este deschiderea ofertelor. Cu contestație, cu evaluări și așa mai departe, mă aștept ca undeva în septembrie să fie selecționat un consorțiu câștigător, pentru că, și spun consorțiu pentru că nu cred... O licitație internațională sau națională? Licitație națională la care poate să participe oricine. Valoarea investiției este de 31,7 milioane de lei, la care se adaugă TVA-ul și la care se adaugă și aportul municipalității, în sensul că noi va trebui să asigurăm racordul la utilități, electricitate, apă, canal, gaz, comunicații. Lucrările sunt preconizate a se desfășura după cum urmează. Din momentul desemnării câștigătorului, 3 luni de zile pentru elaborarea proiectului tehnic, care include specialități, instalații, rezistență și așa mai departe, și 24 de luni, consolidarea și restaurarea efectivă. Practic, în 27 de luni, din momentul lansării ordinului de începere, cazinoul va fi gata.
Mai mult decât atât, avem și o garanție de 60 de luni, adică de 5 ani, de la terminarea lucrărilor. Exact. După ce se vor termina lucrările, a fost solicitată o garanție de minim 60 de luni. Acum, cei care vin și fac lucrarea pot oferta mai mult, o garanție mai mare. Dar, de principiu, trebuie să fiți convinși că după demararea execuției, lucrurile sunt pe un parcurs irreversibil. De fapt, pentru mine era clar, încă tocmai de aceea mă bucuram, dar așa oarecum de unul singur, în luna februarie, când au fost aprobați indicatorii tehnico-economici. Asta ce înseamnă? Că a fost înscris în lista de investiții asumată de România. 2. Că au fost alocate resursele financiare necesare. 3. Că în momentul de față doar o situație excepțională poate scoate cazinoul de pe lista aceasta de priorități. Pentru mine, cred că este o bucurie pe care nu cred că nu putem să o împărtășim cu toți constanțenii și este, de altfel, o etapă intermediară în acest proiect mai amplu. Nu ne oprim. Acum Compania Națională de Investiții va face investiția, noi ne gândim ce viață va avea cazinoul. Ce desfacem, domnule Fădălă? Păi va fi așa. În subsol va fi o expoziție dedicată Mării Negre. La parter va fi o expoziție permanentă, istoria cazinoului, cu sală de conferință, dezbateri publice, expoziții, o cafenea. La subsol, am uitat să vă zic, va fi și un punct de catering, pentru că dacă faci o asemenea reuniune, expoziție, lansare de carte, dezbatere publică, ai nevoie să aduci câte ceva, o gustare. Și ar părea ciudat să asigure acces cu camioane sau mai știu eu ce pe faleză. La etaj va fi o sală de spectacole pentru teatru, organizare de evenimente, ceea ce cred că a fost cazinou. Nu avem într-adevăr această componentă de jocuri de noroc, pentru că instituțiile publice, Compania Națională de Investiții, municipalitatea, nu au voie prin lege să facă jocuri de noroc sau să desfășoare activități din aceste economice. Dar asta nu înseamnă că nu vom găsi un motiv cu care să marcăm, să lipim funcționalitatea care a generat construirea imobilului de un anumit obiect sau vom găsi o soluție în mod cert. Ce va fi special în sensul că cazinoul, pe lângă aceste funcțiuni publice pe care le va avea, se va integra în tot proiectul peninsulei și din punctul meu de vedere este o etapă ce trebuie continuată cu un dig de protecție pentru zona cazinoului, de ce nu și cu un punct de acostament, astfel încât să poți veni aproape de cazino, să te bucuri de el și să-ți acostezi barca. Va fi continuat cu un studiu peisagistic și cu o integrare peisagistică pe toată zona peninsulară și centrala orașului. Va continua proiectul de reabilitare a zonei centrale și peninsulare cu parcul arheologic, cu iluminatul ce va fi în stil Art Nouveau până la Capitol, va continua cu un iluminat modern pe tot Tomisul, Bulevardul Mamaia, Aurel Vlaicu, deci practic repornind inima orașului, inima Constanței, ușor, ușor, sângele începe să circule prin toate venele. Eu chiar îi rog pe evaluatorii și pe cei care se ocupă cu imobiliarele din Constanța dacă ar putea să calculeze ce impact pozitiv a avut regenerarea zonei istorice a Constanței în prețurile locuințelor, indiferent de poziționarea lor. Pentru că dacă ești vecin cu o ruină, în mod evident îți scade și valoarea imobilului tău. Dacă crește centrul Constanței, crește pe orizontală valoarea întregilor proprietăți din municipiul Constanța și este un lucru semnificativ și vreau ca să ne gândim la el. În această privință am totuși o obiecție. În peninsulă sunt multe clădiri, ne-am mai vorbit despre deocamdată asta, în stadiul de ruine. Ce faceți cu ele? Deocamdată. Aveți așa vedea în septembrie, în luna septembrie, o dezbatere publică cu toți proprietarii de imobile sau terenuri din zona peninsulară, cu toți cei care au închiriate sau au activități economice în zona peninsulară și le vom prezenta un calendar foarte clar, foarte ferm. De reabilitare, credeți? De reabilitare. Ce faceți, domnule Făgădău? Bun, haideți să vă spun. În primul rând, le vom prezenta ce facem cu imobilele noastre, ale municipalității. În al doilea rând, le vom prezenta ce facilități au dacă își restaurează imobilele. 3. Le vom arăta ce sancțiuni vor avea dacă nu fac acest lucru. Deci și cu binele și cu răul, da? Evident. Întotdeauna trebuie să vii cu măsuri suport, să încurajez pe cei care înțeleg că nu vorbim despre un bun doar proprietate personală, ci despre un bun public.
Și de asemenea să-i descurajăm pe cei care nu vor să facă acest lucru. Am văzut pe rețelele de socializare imagini din peninsulă cu bucăți de granit crăpate, lumea critică lucrările. Unii dintre cei care folosesc rețelele de socializare spun că au fost lucrări de proastă calitate în unele zone. E adevărat? Sunt imagini adevărate? Sunt false? Da, sunt imagini adevărate, dar vă spun așa. Noi am gândit întregul proiect pentru a fi o zonă pietonală. 1. 2. Noi nu ne-am gândit că vom finaliza proiectul după ce terminăm aceste 21 de străzi. Mai avem, slavă Domnului, suficient de lucru în peninsulă. Asta presupune un trafic puțin peste cel pe care noi l-am dimensionat. 1. 2. A fost și o neglijență în multe locuri din partea constructorului. 3. Noi avem o garanție de 5 ani de zile pe lucrare. Noi, constanțenii, nu vom plăti deci niciun leu în plus. Niciodată. Toate proiectele pe care le-am implementat au fost cu 0 lei costurile ulterioare din partea constanțenilor. Garanția minimă este de 5 ani de zile. Pentru material, garanția este chiar mai mare de 5 ani de zile. Dar, evident, pe mine ar trebui să mă descurajeze sau să mă supere când cineva mi-atrage atenția. Nu, mă bucură. Pentru că cei mai buni diriginți de șantier sunt cetățenii. Ei pentru ei sunt făcute aceste lucruri, ei trebuie să le observe și să le critique. Eu mă bucur când văd că există spirit civic și spun, domne, uite aici, evident, pe un ton civilizat, pentru că n-am făcut aceste lucruri nici pentru mine, nici pentru dumneavoastră, ci pentru noi toți. Nimeni nu-și dorește să fie criticat și facem lucrurile de mântuială ca să fim criticați. Nu, sigur, acolo a fost o scăpare sau a fost o intervenție sau a fost o reparație și reparația nu se ridică la nivelul lucrării inițiale, dar pe mine mă ajută toate aceste sesizări și vă asigur că voi lua măsuri pe fiecare zonă în parte. De altfel, la începutul săptămânii viitoare, chiar luni, vom avea o ședință în care vom prezenta consorțiului sau constructorilor, celor care au lucrat în zonă, o listă de deficiențe care ne-au fost semnalate, pe care le-am semnalat noi și din când în când, credeți-mă că așa se întâmplă cu orice faci în viață. Nu ai făcut ceva și rămâne bătut în cuie pe viață. Trebuie să intervii, să mai dereticești pe acolo, să mai repar pe acolo. Așa se întâmplă. Ce mă bucură cel mai mult este că faleza este plină, că portul Tomis este plin, că în piața Ovidiu se întâmplă evenimente în fiecare weekend. Weekendul trecut a fost retromobilul, a fost o prezentare a ofertei școlare și niște premii de excelență ale celor care activează în domeniul naval. Este în fiecare weekend o oră, sâmbătă o oră, duminica, concert al fanfarei companiei de apă. Va fi un loc tradițional de defilare al forțelor navale, armate, de siguranță, jandarmeria va face și ea o defilare. Deci ușor, ușor veți vedea în zona peninsulară viață. Țin să vă amintesc că în urmă cu 2 ani și jumătate era întuneric, erau câini, îți era frică să ieși de la 8 seara din casă și în momentul de față aș putea zice că viața chiar începe după ora 8 în peninsulă. Așa că, da, este un proiect reușit, este un proiect de care sunt mândru, le mulțumesc tuturor celor care au fost implicați, nu mă descurajează criticile și cred că lumea ajunge la progres prin critici, nu prin unanimitate. Deciziile întotdeauna se vor lua majoritar, nici de cum în unanimitate și cred că este un proiect benefic nu doar pentru zona centrală, ci pentru întreg orașul nostru. Nu ne vom opri cu proiectele, zona centrală a fost doar prilejul de a interveni ca și repoziționarea Constanței în rândul orașelor istorice, orașelor internaționale, orașelor europene. Bun, mulțumesc pentru precizări. Când se va încheia toată această lucrare în peninsulă? Mai aveți câteva zeci de străzi de asfaltat? Nu le avem de asfaltat. De pavat. De pavat. Evident, mai sunt. În prima etapă ne-a interesat să câștigăm dimensiuni lineare. Acum avem străduțe care unesc aceste străzi. Câte mai sunt? 20 sau? Nici nu are importanță. Am înțeles. Foarte pe scurt, cam în cât timp vedeți pavate toate aceste străzi? 2016 final, 2017 prima jumătate. Da, noi nu stăm până atunci ca să luăm publicitatea, domnule Făgădău. Evident. Chiar acum publicitate și revenim în câteva minute. A revenit domnul Decebal Făgădău alături de noi. Câteva întrebări pe scurt, domnule Făgădău, pe linia 101C. Am înțeles că sunt mulți hoți de buzunare. Lumea dorește suplimentarea cumva acestor rute. E problema primăriei sau nu? RATC-ul ține de Consiliul Local? RATC-ul de Consiliul Local. Chemați-l pe director, anunțați poliția. Strada Ștefan cel Mare.
pe o anumită porțiune. Dar eu știu că pe toate lucrurile sunt în paragină, se fură, inclusiv dalele de pe Ștefan cel Mare. Ce face primăria în acea zonă? Avem un studiu, de fapt avem mai multe studii. Cred că în toamna acestui an vom începe procedurile de achiziție, în primăvara anului viitor, tot Ștefan cel Mare, până la poliție, adică până la atelierelor, va intra în reparație capitală și va fi oarecum îngemănat cu peninsula. Bun, există acolo, spun telespectatorii, câteva case unde oamenii stau fără acte legale. Se poate face ceva în această privință? Da, se poate face. Vom începe etapa a doua a locuințelor de la Henri Coandă. Vom construi suplimentar încă 6 blocuri, 3 pentru chiriași evacuați, 3 locuințe sociale și 3 vom accelera procesul de restituire. Bun, când începeți construcțiile în Henri Coandă, noile construcții? Aproximativ. Cred că undeva în toamna acestui an. Am înțeles. Încă o întrebare. Pe tabla buții, punctuală, tabla buții colț cu Bulevardul Mamaia, se construiește un bloc. Balcoanele ar da undeva în domeniul public. Eu n-am înțeles, să știți foarte clar întrebarea, dar dați-mi voie să reformulez. În Constanța sunt multe plângeri referitoare la faptul că se construiește oarecum haotic, blocuri lipite, domnule Făgădău, la un metru distanță, la doi. Eu nu știu când au fost date autorizațiile, pot fi date acum 2, 3, 4, 5 ani. În general, pentru a obține o autorizație pentru un bloc, asta înseamnă, unu, să modifici reglementarea urbanistică, doi, să faci, să parcurgi tot procesul de avizare, trebuie cam 2 ani de zile. Ca să ne înțelegem. Cam ăsta este un parcurs mediu. Să modifici puzul, să faci dezbateri publice. Dezbaterea publică durează 52 de zile și ulterior se eliberează autorizația de construire. Bun, dar revenind, pe Bulevardul Mamaia, da, îmi doresc pe Bulevardul Mamaia să fie construcții cu regim înalt. Aici este o temă falsă și este un subiect despre care noi vorbim cu ipocrizie. Ne-am dorit să avem casă, dar să trăim într-un oraș. Orașul trebuie dezvoltat pe verticală și trebuie să o spunem cu subiect și predicat. Din punctul meu de vedere, Constanța trebuie să se dezvolte în zonele centrale și pe arterele principale ale Constanței pe verticală, iar zonele dormitor, zonele de casă să nu mai fie amestecate. Atâta vreme cât noi nu luăm o decizie corectă, coerentă, cu argumente profesioniste, cu argumente sociologice, cu argumente economice, o să avem tot timpul aceste împerechieri. Ba o casă, ba un bloc, ba o casă, un bloc. În mod normal trebuie să avem acum inelul numărul 1, blocuri dezvoltăm pe înălțime, 2, zonă dormitor dezvoltăm pe orizontală, dar nu putem să nu dezvoltăm orașul nici pe orizontală, că ne dorim să avem o curte și să cultivăm roșii și vecinul să nu poată să facă bloc. Trebuie să fie totul cu dezbatere publică. Am înțeles. Un telefon în direct. Bună ziua, foarte pe scurt, vă rog, o întrebare dacă aveți. Referitor la zona aceasta veche, ați ales totuși o soluție greșită al traficului, managementul traficului. Întrebarea, vă rog. Spre poarta 1 este numai o singură alee de acces. De ce n-ați făcut în piața Ovidiu de la clădirea băncii o stâlpia să-i mutați mai sus, să lăsați acces pe Vasile Canarache de a merge la vale spre poarta 1, pentru că nu e decât o singură cară de acces, este îngrozitor dimineața. Bun, mulțumim frumos pentru întrebare. Mă răspuns aveți? Atâta vreme cât există un singur drum, normal că este aglomerat. Soluția nu este să punem mașinile în zona peninsulară, soluția este să scoatem mașinile din zona peninsulară. Pentru asta, o cale nouă de acces va fi drumul portului, cel care leagă de la gară poarta 4, poarta 3, poarta 2, poarta 1. Astfel încât zona de sud a orașului să descarce pe acest drum. Ăsta este, da, un proiect de viitor. Dar în momentul de față să stricăm casa, să facem WC-ul, este o tâmpenie. A fost un protest zilele trecute în Parcul Tăbăcărie referitor la faptul că în Constanța nu există suficient spațiu verde, așa au spus protestatarii, erau 3-400. O să vă rog să-mi răspundeți care este opinia noastră, dacă avem sau nu unde ajuns spațiu verde, după un telefon. Domnule Făgădău, bună ziua, vă ascultam. Bună ziua. O întrebare pe scurt, doamnă, vă rog. Despre Parcul Tăbăcărie. Întrebarea. E durerea cea mai mare a constanțenilor, că s-aud fel de vești urâte, bârfe, că ar fi tot parcelat și că s-ar retroceda. Bun, mulțumesc și frumos pentru Constanțeni e jale mare. Mulțumesc frumos pentru întrebare. Bun. Haideți, pornesc de la Parcul Tăbăcărie, vă mulțumesc pentru telefon și ajungem la spațiu verde. Din Parcul Tăbăcărie nu va dispărea niciun centimetru pătrat din ce înseamnă proprietatea municipalității. Cei cu molul construiesc pe proprietatea lor.
Deci ei construiesc numai în parcare până numai la aleea pe proprietatea lor. Da? De la alee, de la alee până la Zodiac. Până la Zodiac. Și ulterior spre satul de vacanță există un proiect cu finanțare europeană, este aprobat prin hotărâre de Consiliul Local, nu există nicio parcelare, nu se construiește nimic. În parc va fi parc. 1. 2. În acel parc vor fi încă un loc de joacă pentru copii, va fi un loc de instructaj pentru copii să învețe să circule cu reguli de circulație, treceri de pieton, semafoare și așa mai departe, loc pentru iubitorii de animale să poți să-ți plimbi câinele, să-l dresezi în mod civilizat, un loc de fitness urban pentru cei care merg cu copiii în parc, va fi pistă separată pentru biciclete, va fi un coridor separat pentru trenulețul electric sau tractorașul electric sau ce-o fi, astfel încât cei care se plimbă să nu mai interacționeze cu cei cu bicicletele, cu cei cu patinele cu rotile, cu trenulețul electric. Toate lucrurile vor fi separate, astfel încât fiecare om să aibă loc acolo. 2. Legat de spațiu verde... Suntem undeva la 2 metri pătrați, îmi spunea nu știu. Cineva. Acum nu ascultați informația. Cred că este suficient să te uiți de pe Google Map, Constanța versus alte orașe europene. Sunt convins că lucrurile sunt undeva la jumătate. Ce am făcut pentru acest a determinat corect, 1, ce spațiu verde avem? Corect. Anul acesta am alocat o sumă generoasă pentru întocmirea registrului spațiilor verzi. Asta ce înseamnă? Odată întocmit registrul spațiilor verzi, fiecare copac va fi inventariat, etichetat și înseriat. Va avea un număr. Din acest registru al spațiilor verzi nu se va putea atinge nimeni decât cu derogare specială și cu înlocuire cantitativă și calitativă. 2. Niciodată nu ai suficient spațiu verde, dar Constanța nu este un oraș cu problemă mare a poluării și eu nu vă spun altceva. Decât să avem o hârlăvie neîngrijită de spațiu verde, mai bine avem zone curate, civilizate, în care să conviețuim cu toții și să avem grijă de aceste parcuri, pentru că nu i-am furat coșurile de gunoi din parcul Tăbăcărie, racordurile de cupru ale stâlpilor de iluminat și dacă ne imaginăm că trebuie să punem câte un paznic în dreptul fiecărui stâlp, atunci să vină cine vrea și să conducă orașul. Eu n-am de gând să fac asta. Încă ceva vreau să vă zic, legat de spațiile verzi. La un moment dat, toată această isterie a retrocedărilor, schimbărilor de destinații, se va opri. Lumea trebuie să fie atentă, nu pe ultima sută de metri. Există o procedură ultra-transparentă, vă rog să mă credeți, de dezbatere publică. Atunci unde am avut sesizări că nu a fost respectată procedura de dezbatere publică, am reluat-o. Și o voi relua până când toată lumea ajunge să înțeleagă că asta este situația, trebuie să ne respectăm unii pe ceilalți. Nu are drepturi mai mari investitorul în fața celor care locuiesc de o viață în cartier, dar nici cei care locuiesc în cartier nu pot să dispună de proprietatea altcuiva. Evident, spațiul verde va reprezenta o preocupare pentru mine și vă spun așa, Parcul Carol I, Parcul Arheologic, Parcul Tăbăcărie, 3 proiecte cu finanțare europeană. Ultimul telefon din această zi, bună ziua, vă ascultăm. Bună ziua! Foarte pe scurt, vă rog, suntem pe final. Da, pe scurt, o să încerc să vă spun câte ceva. Noi locuim în zona Inel 1, pe Dionisie cel Mic. Mâine începem și facem curat. Da, a venit... Vor fi și televiziunile, poliția locală este acolo. Da. Știți foarte bine, am făcut și acum 2 ani curat, am făcut și acum 4 ani curat, până când nu găsim o soluție să-i relocăm pe cei care locuiesc acolo fără forme legale. Și știți la ce mă refer? Da. Nu putem să rezolvăm problema, ci doar o să încercăm să atenuăm efectul. Pe mine mă interesează să știu cauza și să vin cu o soluție să rezolv cauza. Dacă venim și facem curat o dată la 2 ani de zile, consumăm resurse, dumneavoastră sunteți nemulțumiți, eu sunt undeva pe la limită cu onorabilitatea și reputația și nu-mi doresc acest lucru. Eu îmi doresc să ne putem uita în ochi unul la celălalt. Este o problemă puțin mai gravă decât cea pe... Vă rog. Dați-mi voie mai puțin, vă rog. În 10 secunde suntem chiar pe final. Este vorba și de niște țigani care au cumpărat locuință față în față cu scara noastră și care s-au extins enorm în sensul că cai, oi, este o grădină aici împrejmuită a cui o fi, nu știm, de 15 ani.
Acolo ei cresc cai, găini, porci. Am înțeles. Voi, mulțumesc, voi, mulțumesc. Rămâneți puțin pe fir. Spuneți că este o proprietate privată acolo. Mâine mergeți în zonă. Niște rome, apropo, nu niște țigani. Mâine mergeți în zonă, da? Evident. Bun. Mâine vine domnul Făgădău în zonă și puteți... Nu sunt eu, este domnul Ionuț Pripiș. Evident. Vă rog mult de tot, apelați cu încredere. Credeți-mă că luăm toate măsurile. Mulțumesc, mulțumesc pentru intervenția telefonică, nu știu cât mai avem, să știți că suntem pe final. Ultima întrebare, vă doriți să candidați, domnule Făgădău, curiozitatea mea jurnalistică nu mă oprește. Iau în calcul o candidatură la primăria, la conducerea orașului, dar în acest moment nu este o prioritate pentru mine să-mi găsesc răspunsul la această întrebare. Cred că cel mai important este să, în momentul de față, practic am toate atribuțiile. Corect. Și vreau să dovedesc în fiecare zi că am făcut tot ceea ce ține de mine și să mă pot uita, așa cum v-am zis, atât în ochii dumneavoastră, cât și în ochii telespectatorilor. Cred că este mult mai important decât o eventuală candidatură. Cu siguranță. Pot să vă smulg o promisiune? Mai veni și luna viitoare. Am multe întrebări pe care n-am apucat Evident, să vi le adresez. Vin cu mare drag, atâta vreme cât agenda îmi va permite acest lucru. Mulțumesc pentru prezența în emisiune. Mulțumesc și dumneavoastră că v-ați uitat și pentru telefoane. Rămâneți în continuare cu România TV.